pensionară în vârstă de 84 de ani a primit o factură de 1252 de lei la energie electrică, deși locuiește într-o garsonieră. Bătrânica spune că nu poate plăti această sumă și cere ajutor. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a demarat acțiuni de control la principalii furnizori de energie electrică și gaze naturale, asta în contextul creșterii facturilor. Conform ANRE, în cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 de lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare. Primul lucru pe care trebuie să-l facă un consumator care primește o factură exagerată este să se îndrepte către ANPC. Atunci când aceste facturi sunt mult mai mari și nu există nicio informație în cadrul facturii că există un mecanism de compensare, atunci trebuie să se adreseze ANPC-ului, a spus ministrul economiei Florin Spătaru.